Bine v-am găsit, prieteni! Drumul spre Paris, o nouă ediție dedicată Jocurilor Olimpice 2024. Sunt Daniel Nazare, iar această emisiune este, de fapt, parte din mai multe episoade dedicate participării României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Astăzi vorbim despre natație. David Popovici este, evident, vedeta României, dar din spate vine un sportiv și mai tânăr, care îi calcă pe urme. Este deținătorul recordului românesc la 800 de metri și 1500 de metri liber bazin lung și 800 de metri liber bazin scurt la campionatele europene de natație pentru junior din 2022. De la Otopeni a câștigat aur la ștafeta de 1500 de metri liber și 400 de metri liber și argint la 400 de metri liber și 800 de metri liber. Numele lui este Vlad Stancu. Mulțumesc că ești în studioul ProSport. Și eu vă mulțumesc. Alături de el, antrenoarea echipei, Iulia Becheru, cea care, antrenoarea echipei, mă refer la staful pe care îl are Vlad Stancu și alături de el, zi de zi, aș spune chiar oră de oră pe timpul antrenamentului. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumim pentru invitație. Vlad Stancu, mai este mai puțin de un an până la Jocurile Olimpice. Visezi atunci când dormi faptul că vei nota la Jocurile Olimpice, că vei lua o medalie, că lucrurile sunt în regulă sau nu trece prin cap? Sincer să fiu, a trecut, de fapt nici o săptămână nu a trecut de când mi-am realizat baremul. Deocamdată nici nu cred că realizez că voi merge la Jocurile Olimpice și că voi participa. Este un vis pe care toți sportivii îl au. Și sunt foarte, foarte bucuros și încântat că voi merge acolo. Câți ani de not ai până în momentul de față? Cred că undeva pe la 10 ani. Cam așa. Te-ai apucat? De 10 ani fac, da. Deci de la 8 ani, cum ar veni. 7-8 ani pe acolo. Te-ai gândit atunci când ai intrat prima oară în bazin că vei face performanță la un asemenea nivel? În niciun caz. Cred că primele 5-6 ședințe plângeam, voiam la părinți, nu-mi plăcea deloc apa. Deci te-au dus părinții cu forța sau îți plăcea și ție, dar nu? Nu cu forța, voiau să practic un sport. Aveam un prieten de familie care practica și am zis, hai să ducem și pe el să vedem cum se va descurca. E adevărată legenda asta că atunci copiii când nu știu să note, sunt aruncați în bazin și... Habar nu mi-aduc aminte, dar sigur nu m-a aruncat în bazin. Nu te-a aruncat în bazin, deci ai învățat să noți pur și simplu. Da, da. Ai avut și ai cochetat și cu un alt sport în vremea când erai copil? Nu, niciodată. Și nici nu cred că aș fi prea bun la alt sport, în afară de not. Câți kilometri noți pe zi? Asta depinde foarte mult și de perioada de pregătire în care suntem, dar în medie undeva pe la, nu știu, 12-13 kilometri pe zi. Așa, ca să înțeleagă lumea, cam de pe la, cum să spun, de la Arcul de Triunf, cam până la Otopeni, așa, nu? Cam asta ar fi distanța. Cum ați ajuns să-l antrenați pe Vlad Stancu? În vara în care împlinea 12 ani, împreună cu familia și-au dorit o schimbare, vin de la un alt club sportiv și... Mă rog, m-au contactat și m-au întrebat dacă vreau să-l pregătesc și pe Vlad. Nu știam exact despre cine este vorba. Nu-l văzuseți înainte? El era un sportiv care în campionatul național câteodată mai câștiga câte o medalie. Dar eu am obiceiul să nu mă uit în curtea altora. Și având mai mulți sportivi, în general, îi urmăresc pe ai mei. Și... am cercetat așa un pic să vedem despre cine este vorba, ce timp e noată, l-am văzut și am zis că da, putem începe să colaborăm. Cam acela a fost momentul în care a început totul. Când ați început să credeți că devine un sportiv de reală performanță? S-a adaptat destul de repede la antrenamentele noastre și la vârsta de 14 ani deja a reușit să doboare un record național la proba de 800 de metri liber. Și bineînțeles că am început să visăm așa spre ținte mai înalte. Jocurile Olimpice, sigur, sunt țelul oricărui sportiv. Credeți că poate mai mult, că are potențial de mai mult în anii care vin?
mai sus decât Jocurile Olimpice, nu știu unde ar putea să urce, dar vom ținti și medalie. Nu neapărat pentru Paris. Refer la faptul la o serie, jocuri de mondiale, europene, adică să fie o perioadă, un ciclu destul de lung. Bineînțeles că vom aborda și alte competiții. În planul de pregătire al oricărui sportiv sunt niște pași pe care trebuie să-i urmeze. Și da, vom trece și prin campionate europene și prin campionate mondiale, dar competiția supremă, bineînțeles, este cea de la Jocurile Olimpice. Care este programul tău în fiecare zi? La ce oră te trezești? Când te antrenezi? Cum mănânci? Ca să înțeleagă și oamenii ce înseamnă pentru un sportiv această rutină. Păi, cred că de vreo 2-3 ani încoace mă citesc la 5 dimineața. Până atunci nu făceai lucrul ăsta? Nu aveam un program atât de încărcat, pot spune, dar pe la 5 dimineața mă trezesc. Te trezești natural sau pur și simplu pui ceasul? Mă trezesc părinții. Am înțeles. Da, deci 6 zile din 7. 3 zile din săptămână am sală, de la 6 dimineața la 7 dimineața. De la 7 dimineața până la 9, 9 și jumătate, uneori, am primul antrenament în apă. Termin, mănânc ceva, mă duc acasă, uneori am și yoga după antrenamentul de dimineață. Mănânc, mă odihnesc, asta în zilele fără liceu, fără școală. Dorm o oră, două cât apuc, iar la ora 4, ora 16, am al doilea antrenament în apă, care ține și el 2 ore și ajung acasă cam pe la ora 7. Când e și școală? Când am și școală. Știe că ești în clasa 11, ai trecut în clasa 12? Da, păi... Nu prea mai ai timp să dormi atunci. Da, exact. Și mi-e mai greu puțin cu masa de prânz. Cât de importantă e școala pentru tine? Ca și pentru oricare sportiv, școala este destul de importantă, pentru că de acolo ne facem idei, de acolo învățăm multe lucruri și fără ea nu se poate. Vine BAC-ul peste un an, cam se apropie așa la un interval foarte scurt de startul Jocurilor Olimpice. Deja ți-ai stabilit un program? Deocamdată nu. Deocamdată n-am emoții despre acest lucru, dar cu siguranță va fi o provocare, să-i spunem. Spuneți-mi, cum reușiți să, în tumultul ăsta de sală, de antrenament, de școală, să înglobați ceea ce înseamnă un antrenament sau două antrenamente pe zi? E destul de complicat sau trebuie să comprimați lucrurile? Este un program bine gândit și calculat. Nu este ușor, apar și situații neprevăzute, dar încercăm să le gestionăm pe toate, pe rând. Există un program special pentru Jocurile Olimpice sau la fiecare competiție care apare există un program pentru competiția respectivă? Fiecare competiție are programul propriu și numărul de zile în care se desfășoară. În funcție de numărul de zile și programul variază. Da. Având în vedere că există aceste antrenamente, țineți cont și de alimentația sportivului? Sunteți la curent? Impuneți anumite lucruri? Este o altă profesie. El lucrează cu un nutriționist. Și da, în funcție de antrenamentele pe care le are și de nivelul de solicitare, regimul lui alimentar se modifică. Asta în funcție și de antrenamente, de în tot ceea ce face? În funcție de antrenamente, în funcție de perioada în care se află, dacă e de încărcare sau de descărcare, în funcție de dacă e la concurs, se alimentează altfel dacă e după probă, înainte de probă și așa mai departe. Ai probleme cu alimentația? Adică îți dorești ceva să mănânci și nu poți uneori? Sau există tentația asta? Bineînțeles că în viața oricărui sportiv noi consumăm foarte mult și câteodată, normal, îți mai dorești să mănânci, nu știu, poate un fast food, poate ceva dulce în plus, dar programul alimentar pe care eu îl am este unul foarte bun, este unul stabilit, nu este foarte strict, adică o dată pe săptămână am voie să mănânc un fast food,
pentru că și acela poate acoperi caloriile pe care eu nu le-am, poate nu le-am mâncat în săptămâna sau ziua respectivă, dar de obicei mă pot abține, nu prea sunt chiar atât de... Și în rest doar apă la lichide, nu? Apă și mai ales în timpul antrenamentului izotonic și băuturile necesare. Este nevoie. Da. Care e hobby-ul tău? Hobby? Adică, nu știu, ca să te destinzi, să ieși din rutina asta cu notul, cu școala, cu tot ce se întâmplă într-o zi încărcată. Nu aș putea spune că am un hobby mare, adică care mi-ar putea umple și mai mult din timp. Ascult muzică, vorbesc cu prietenii, nu știu. Ies pe afară, mă plimb, mă mai uit la un film, la un serial, adică lucruri obișnuite nu fac nu nimic. Nu e ceva ieșit din comun. Nu, absolut. Un alt sport te pasionează? Sau să-ți găsești un idol din sport într-o altă disciplină? Trebuie să răspund prima oară la prima întrebare. Mai vizionez, poate basket, poate UFC. Și poate idolii din alt sport, nu pot spune că un idol, nu cred că există idol foarte mare sau idol mai mic, dar cred că și niște modele. Hai să da, cred modele. Că și Mike Tyson aș putea să zic că îmi plăcea gândirea lui, dorința lui de a câștiga și foamea de a învinge și pentru centuri și pentru tot ce lupta el, mă pasiona și încă mă pasionează și mai urmăresc. În dincolo de relația sportiv-antrenor, stați de vorbă și cu el vorbind despre alte lucruri? Da, discutăm, pentru că antrenorul trebuie să ia în calcul și ce se întâmplă dincolo de bazin. Și e important și starea de spirit pe care o are și ce se întâmplă cu el la școală. De exemplu, după campionatele europene și-a dorit ca într-o după-amiază să nu înnoate pentru că este foarte obosit și l-am trimis la plimbare în parc. Era important totuși să se miște. Da, discutăm. Da, contează foarte mult pentru că trebuie să vă dați seama când e supărat, când are o problemă, bănuiesc că după atâta timp sesizați cu ușurință astfel de... Da, se vede. Se vede imediat. Se vede, să spunem, cu ochiul liber când e supărat sau când e nemulțumit de dar ceva. Dar e sincer? Spune de ce este supărat sau de ce are o problemă? Spune, da. Că, în general, la vârsta asta sunt persoanele destul de introvertite. Da. În general, îi se poate întâmpla chiar și în timpul antrenamentului să aibă o schimbare de dispoziție, dar pe moment îl lasă să se calmeze și după antrenament stăm un pic de vorbă și îl întreb ce s-a întâmplat, de ce... ce a pățit și discutăm un pic. Despre... Ai spus că faci yoga. Ce înseamnă yoga pentru tine? La ce te ajută? Păi, da, deocamdată n-am mai făcut pentru că am fost plecat la campionatul european de juniori. O dată pe săptămână fac. Pot spune că mă ajută și pentru mobilitate, să fac un stretching pe care poate nu-l fac după antrenament. Te ajută și psihic, te relaxezi și, nu știu, ești tu cu tine într-un mediu foarte plăcut. Te ajută și la concentrare? Da, bineînțeles. Ce zic colegii la școală când se întâlnesc cu tine? Te privesc ca un coleg sau ca un sportiv de înaltă performanță? Sunt sigur că ei mă privesc ca pe un coleg. Nici nu aș vrea să mă privească ca fiind ceva foarte mare, pentru că nu îmi doresc asta. Dar automat cred că am și un respect față de ei și eu îi respect și ei mă respectă privind rezultatele mele, dar am o relație foarte bună cu ei. Ești invidios în ghilimele pe ei că au mai mult timp liber și tu nu reușești să ai timpul ăsta sau îți dai seama în același timp că e un sacrificiu pe care îl faci, dar ai o șansă unică? Nu, niciodată n-aș zice că sunt invidios. Uneori poate îmi doresc, cum ar fi acum vara când eu trebuie să mă antrenez pentru următoarea competiție, să mai am câteva zile libere sau, nu știu, poate vreau să plec într-o vacanță ceva. Dar în rest nu știu pentru ce muncesc, știu și ce îmi doresc și, nu știu, munca fără un țel nu există. Cu ce este diferit Vlad Stancu de alt sportiv pe care i-ați antrenat? Dacă e să ne referim la un profil,
oamenii sunt diferiți, sportivii sunt diferiți. Ce are Vlad Stancu sau cum se departajează față de celălalt? Are o capacitate de susținere a efortului foarte bună și vine și de la mama natură. Se și antrenează, dar... Deci e un talent, cum ar veni, nu? Este un talent, da. Bineînțeles și fizic. Fizicul recomandă pentru not. Iar din punct de vedere psihic este destul de docil și se supune fără prea multe insistențe din partea mea programului zilnic. Ați văzut mulți sportivi de-a lungul timpului, pe unii ați antrenat, pe unii i-ați văzut. S-a schimbat profilul acesta al notătorului de-a lungul timpului? Sunt generații și generații, da, cumva putem spune că în ultima vreme, dacă ne uităm la probele scurte și ne uităm la tiparul David Popovici, unde în general vorbim de niște sportivi foarte masivi, iar David vine și contrazice orice regulă. Orice teorie, da. Se pot schimba tiparele, însă totuși noi căutăm sportivi înalți, cu membre lungi, cu... Care să ajute, nu? Care să ajute, bineînțeles. E important să ai mâna mai lungă ca să o pui mai repede pe perete sau să faci mai puține brațe într-o lungime de bazin. Aveți o mare experiență în natație. De ce noi, la nivel olimpic, mondial, european, cea mai mare perioadă am avut campioane de sex feminin, să spunem, da, notătoare, iar acum s-a schimbat balanța asta? Nu știu. Există o explicație? Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Nu există o explicație. Sau poate există, dar noi nu știm. Uh-huh. Dar într-adevăr așa este. Fosta generație de aur includea multe fete. Iar acum se pare că băieții își fac apariția și încep din ce în ce mai mult să aibă rezultate cât mai bune. Dar să nu uităm totuși că chiar începând cu anul trecut am avut la Festivalul Olimpic al Tineretului European fată cu medalie și la fel și campionatele europene de juniori de anul acesta am avut inclusiv fată medaliată. Deci cred că nu știu dacă e o regulă antrenorul ce gen are cu sportivul sau cum se potrivesc sau cum... Cred că pur și simplu e vorba de noroc și ce reușești să găsești într-o anumită generație. Care e relația ta cu David Popovici? Avem o relație bună, ne cunoaștem de o grămadă de ani. N-a existat niciodată nicio ceartă și nici nu cred că va exista. Ne respectăm, uneori ne mai antrenăm împreună, ne înțelegem bine. Vorbiți pe WhatsApp, vă mai urați succes înainte de... Bineînțeles, ne felicităm, ne urăm succes, mai vorbim, uneori poate mai ieșim și prin oraș. Uh-huh. Nu există niciun fel de rivalitate. Ne place să ne antrenăm unii cu alții, chiar dacă el este pe alte probe mai scurte, eu sunt pe probele lungi. Găsim o cale de mijloc unde ne putem întrece în antrenament. Practic, el este pe viteză, pe... Probele de sprint și eu sunt pe probele de fond. Da. Ți-ai dat vreodată seama de ce mergi mai mult pe probele astea de fond? De unde vine această înclinație? Sigur că ai talent pentru așa ceva, dar de unde vine faptul că ești mai pregătit pentru rezistență, să spunem așa? Eu sunt de părere și știu sigur că am și altfel de structură, altfel de mușchi în corp, altfel de fibră, dar de când am venit la doamna antrenoare, doamna Iulia Becheru, am început să merg foarte bine la aceste distanțe și nu știam, nu mă așteptam și am decis să mergem pe distanțele astea. Eu în trecut notam 50% spate, da, total diferit. Dar te-ai gândit dacă ai face o probă de sprint la atletism sau una de fond, unde te-ai descurcat mai bine? Cred că tot la aia de fond, nu? În corpul meu cred că s-ar produce o, nu știu, o situație mai bună la fond, dar cu alergarea nu prea mă înțeleg. Nu prea, nu-ți place, nu? Nu e vorba că nu-mi place, nu știu, nu, corp nu-i priește. Cu câteva ore înainte de o cursă importantă, da? Cum ar fi cea de la Paris sau cum a fost de la campionatele mondiale, ce faci în orele alea dinainte? Cum te concentrezi? Ești focusat pe întrecere? Te încerci să te relaxezi, să asculți muzică? Ce se întâmplă în orele alea cu tine?
Bineînțeles că vreau să mă odihnesc foarte mult, să încerc să dorm la prânz cât pot înainte de o cursă și ar trebui să existe o balanță între relaxare și focusarea pe cursă. Nu trebuie să fii nici foarte concentrat pentru că după îți iei gândul, te gândești mai la cursă și nu e bine, nici foarte relaxat. Prin fel de balanță îmi place să ascult muzică, să, nu știu, să vorbesc cu doamna antrenoare despre cursă și nu știu, să-mi fac o rutina mea de înainte de probă. Dumneavoastră cu el cum discutați înainte de cursă? E bine să vorbiți mult? Nu îl încărcați prea mult sau încercați doar foarte puține lucruri? Discutăm detalii tehnice și tactice, nu foarte mult. Punctăm puțin aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere în timp ce execută cursa. Dar nu stați foarte mult, foarte puțin. Da, în general avem o rutină, îl conduc către țarc și în drum spre țarc recapitulăm puțin cam ce ar trebui să facă. Strategia. Strategia și partea tehnică. Se poate vorbi și de strategie în cursele astea de fund, nu? Da. O să mai tare, mai încet, nu știu. Da. Am văzut că după fiecare succes ai un mod de a te bucura propriu, să spun așa. Sari foarte mult, dai cu palma în apă, o să vedem și câteva imagini acum. De unde vine? E o chestie instinctuală? Uite. Acestea sunt imaginile de care zic. Da, da. Toți sportivii fac asta, mai ales după un rezultat excepțional. Aici am fost la Cupa României, la proba de 400 la de metri. La da. Am mers un timp foarte, foarte valoros. Nu mă așteptam să-l fac chiar atunci. Deci ai fost surprins. A fost și o doză de surprindere. Da. Unul dintre puținele momente în care mă surprind pe mine însumi la concursuri. Vei repeta lucrul ăsta sau pur și simplu a fost pentru cursa respectivă și succesul obținut modul acesta de manifestare? Nu, bineînțeles că voi repeta această performanță. Și gestul, mă refer, gestul, vei repeta? Vom vedea, depinde. Dar mă bucur pentru că știu cât muncesc, știu ce înseamnă, mai ales partea fizică, partea psihică. Și da, îmi place să mă bucur. Probabil că este o manifestare de moment și felul în care reușește să-ți exprime emoțiile și bucuria. Da, alții plâng. Da, e un mod de descărcare până la urmă. Ai făcut la un moment dat și chestia cu creierul. Ce a însemnat? Da, nu te cu la Otopeni, fix cam acum un an. Am avut o tactică foarte bună, mi-am cunoscut adversarul și am putut să-l... Înving, da, mai ales pe partea psihică, cred eu și cred că așa a fost. Și a reușit. Am avut o reușită foarte frumoasă în anul trecut la Otopeni. Deci era o chestie prin care arătai faptul că ai fost inteligent, da. Nu? Și că a fost o strategie colectivă inteligentă. Da, și foarte bine pusă la punct. Ai o superstiție? Sau mai multe superstiții? Nu cred, nu. Nu. Adică nu ai, nu știu, mi-a plăcut ceva, am făcut... Am câștigat atunci, repet și acum. Sau? Pune ori, fiecare om are o chestie de asta așa, stai puțin să te gândești, dar nu cred. Spuneți-mi, în relația asta pe care o aveți, antrenor sportiv, cât de mult contează partea psihică? Este importantă și în relația antrenor-sportiv, bineînțeles. Cumva cei doi indivizi trebuie să găsească o cale bună de comunicare, fără de care nu ar avea cum să facă lucrurile bine. Și bineînțeles că și în timpul cursei este definitoriu elementul psihic. Generațiile actuale sunt cu totul și cu totul diferite de cele trecute. Au un alt mod de gândire, trăiesc într-o libertate, nu atât de îngrădiți cum era generația noastră, poate. E greu să te adaptezi situației actuale? Pentru că ați lucrat cu alți copii care veneau dintr-o altă generație. Trebuie să te adaptezi tu ca antrenor sau pur și simplu trebuie să îl iei pe fiecare în parte? Trebuie să te adaptezi ca antrenor și să reușești să găsești calea potrivită de a ajunge la ei, de a le transmite ceea ce vrei să le transmiți. Și cumva de a-i convinge să facă.
că tot ceea ce faci tu e bine. Da, ei oricum ce fac, fac pentru ei, pentru nimeni altcineva și doar pentru ei ar trebui să facă, nu pentru antrenor, nu pentru părinte. Dar da, trebuie să găsești calea în care le comunici și reușești să ajungi să scoți de la ei, de exemplu, un detaliu tehnic, să reușești să-l explici suficient de bine, astfel încât să-l înțeleagă și să-l execute așa cum îl vizualizezi ca antrenor că ar trebui să arate. În timpul antrenamentelor te enervezi? Rare ori, dar normal. Sunt om. Apar, în sport apar și astfel de momente. Bineînțeles, și... total normal. Cum reușești să treci peste ele? Respir. Uh-huh. Asta e tehnica din yoga, nu? Nu neapărat. Respir, încerc să mă gândesc la alte lucruri care mă separă puțin așa de motivul răului. Și uneori mă mai calmează și doamna Iulia. Cum reușiți să-l calmați? Îl lăsați să răbuvnească și după aia stați de vorbă sau încercați imediat să găsiți o soluție? Depinde de situație, dar sunt momente în care îi spun respiră, hai că trebuie să continui sau nu mai focusa pe ce se întâmplă în exteriorul tău, hai să vedem de ce ești aici și ce ai de făcut și... Uite, concentrează-te la mâna stângă sau la piciorul drept și lasă alte lucruri și trece peste momente. Vi se întâmplă în cadrul unor concursuri să vă dați seama ce se întâmplă cu el în ziua respectivă, privind și la ceilalți și cu experiența pe care o aveți, să spuneți, doamne, acum cred că o să câștige, acum nu o să câștige, anticipați oarecum cu câteva ore înainte ce se va întâmpla sau vă gândiți că nu mai trebuie să câștige și atunci... Sunt multe elemente surpriză când vine vorba de o cursă la not. Și adică puteți poți, să citiți un pic din ceea ce se întâmplă? În momentul în care vezi sportivul la încălzire, poți să-ți dai seama dacă e de bine sau dacă e de rău. Însă antrenorul nu poate controla ce face el în cursă, doar el poate controla ce face el și cu atât mai mult nici el, nici antrenorul nu pot controla ce fac alții în cursă. Și detaliile pe care le primește înainte de cursă sau pentru ce se antrenează au legătură doar cu el și cu felul în care trebuie să-și abordeze cursa, încercând de fiecare dată să maximizeze și să facă o cursă cât mai aproape de perfecțiune. Dar ce fac adversarii, n-ai cum să controlezi și atunci nu știi. Vezi lista de start cu timpii de înscriere, dar nu știi exact ce poate să facă respectivul în ziua concursului. Aceste curse de fond, probabil că urmăriți și pe adversarii lui ca să vedeți cum vă construiți strategia. E normal să se întâmple lucrul ăsta, măcar în semifinale sau în cursele da, anterioare. Și vă faceți o tactică și după adversar sau numai după ce știți că poate să facă Vlad? Depinde de situație. Anul trecut la Otopeni ne-am făcut tactica în funcție de adversar. Uh-huh. Dar anul acesta nu ne interesa deloc ce fac adversarii și nici poziția pe care o va ocupa. Ne-a interesat doar timpul, uh-huh, respectiv să baremul, obținem baremul. Da. Și chiar am avut o discuție cu el înainte de cursă și am spus poți să ieși și pe locul 8, nu contează. Nu te interesează ce fac ceilalți, nu intra în capcană, pentru că dacă faci cursa după adversar în probele astea poți să prinzi un ritm bun, dar să nu poți să-l ții sau poți să ai un ritm slab la început și să nu te avantajeze, timpul final să nu fie bun. Și i-am spus să-și facă ritmul propriu, să-și vadă de cursa lui și vedem la final ce iese, că ne interesează timpul. Cu acest timp, practic, el a reușit calificarea la Olimpiadă. Era un barem, nu? Un barem impus da, de... Da, da, da. Un timp impus de Federația Internațională. Din punctul nostru de vedere, era un timp rezonabil, adică care putea fi, sau sunt destul de dure aceste... Sunt destul de dure, cred că reprezintă locul 16, ediția precedentă sau ceva de genul. Oricum, pentru ediția de la Paris le-au făcut destul de dure și le-au crescut destul de mult și inclusiv diferența între, pentru Tokyo se numeau barem A și barem B, dar acum se numesc timp realizat și timp de luat în considerare, le-au schimbat și denumirea, iar diferența dintre cele două acum este foarte mică. Uh-huh.
la 1500, cred că este de câteva secunde. 5 secunde, da. Iar în trecut vorbeam de 20 de secunde sau... Dar el a reușit, să-i spunem, baremoa, timpul cu care poate să participe. Față de alte ediții ale Jocurilor Olimpice, din punct de vedere al infrastructurii, stă mai bine? Ne-am apropiat și noi de celelalte țări sau încă suntem în urmă? Cred că se fac pași în sensul acesta și se vede progres de la un an la altul. Și prin prisma faptului că el are în spate o echipă care este susținută de federație, de COSR. Da. Și în trecut nu puteam să vorbim neapărat de o echipă, dar acum da, putem să vorbim. Are în spate. Era și... o problemă strict financiară atunci, nu? Nu puteai să ai foarte mulți oameni când n-aveai bani. Probabil că da. Cred că este vorba de o investiție mai mare și... Da, el are în spate și un preparator fizic, și un nutriționist, și un kinetoterapeut cu care face partea de recuperare și masaj. Beneficiază și de ședințe de criosaună. Uh-huh. Și da, lucrurile... Față de alți ani sunt la alt nivel. Sunt la alt nivel, da. Dar când mergi la concursuri și vezi tot felul de campioni, de vedete, de... care provin din țări mult mai dezvoltate din punct de vedere economic, simți un handicap? Te simți inferior? Sau n-ai niciun fel de probleme? Știi că trebuie să-ți faci cursa și nu te interesezi? Nu, n-am avut niciodată această idee. Eu știu ce am de făcut, știu cât am muncit, știu ce pot eu și ei sunt la fel. Adică sunt sigur că uneori sunt mai antrenat și decât ei și pot să-i înving. Deci niciodată n-am avut această idee. Cât contează pentru tine că ai un staff atât de numeros față de alte ediții, exact ce vorbeam, că ai preparator fizic? Te ajută? Simți că lucrurile astea te ajută? Că oamenii ăștia care stau pe lângă tine, fiecare cu părticica lui, pune câte o cărămidă acolo? Da, cu siguranță mă ajută și se simte foarte mult acest lucru. Ești și mai liniștit psihic, pentru că știi că oamenii sunt acolo pentru tine să te ajute și te mai încurajează, știu, haide, hai că poți, hai, sigur va fi bine, mereu, adică, sigur e mult mai bine. Peste câteva zile vei împlini 18 ani, spun și eu la mulți ani, se va schimba viața după momentul ăsta pentru tine? Mulțumesc frumos. Va trebui să iei anumite decizii singuri, până acum, da, la părinții? Da, dar în afară de aceste decizii pe care le voi lua singur, nu știu care vor fi alea deocamdată, nu cred că viața mea se va schimba, mergem înainte, cred că va fi totul la fel ca și până acum. Vei da bacul, rămâi în România, te tentează o anumită specializare, mă refer din punct de vedere al studiilor? Nu m-am gândit deocamdată pe ce fel de specializare aș vrea să mă duc, dar știu sigur că voi rămâne în România. Rămâi în România, da? Da. Dacă rămâi și David Popovici, rămâi și tu. Da, nu mă iau neapărat după David, dar știu ce am de făcut aici. Haideți să ascultăm acum ce spune Camelia Potec și Răzvan Florea despre ce s-a întâmplat la ultima olimpiadă în care România s-a întors cu medalii. Care este cea mai vie amintire care îți vine în fața ochilor când spui Jocurile Olimpice? E clar, medalia de aur și acesta a fost și obiectivul meu ca președinte de federație, să aud imnul României la marile competiții și, bineînțeles, la Jocurile Olimpice într-o bună zi, ca președinte de federație și nu numai ca sportiv de performanță. Nu știu dacă este visul oricărui sportiv să-și mai audă odată imnul și din altă postură sau din spatele cortinei, dar eu asta mi-am dorit. Eu am fost la 3 ediții a Jocurilor Olimpice. Pot spune că e clar cea mai importantă a fost cea din 2004, de la Atena, unde am și cucerit medalia de bronz, dar la fel de dragă mi este și prima participare. Parcă mi-a rămas în inimă o prima participare de la Sydney în anul 2000, eram și mai tânăr, făceam parte dintr-un lot cu sportivi mai celebri și mi-a fost ca o mănușă pentru mine și apoi cred că și eu la rândul meu am... a fost un model pentru mulți dintre sportivii români.
Camelia Potec și Răzvan Flore, ce înseamnă pentru tine când stai de vorbă, când primești un sfat de la Camelia Potec, de la Răzvan Flore, de la alți sportivi? Este o onoare, pot spune, pentru că sunt ca niște exemple pentru mine și ca niște idoli demn de urmat. Îmi spun din experiențele pe care ei le-au avut, îmi dau sfaturi. Știu și ei, știu cât au muncit și ei pentru aceste medalii, atunci erau și alte vremuri, dar când stai să te gândești că, wow, ei chiar au fost acolo unde sunt sportivii de astăzi pe podium, este un lucru foarte mare. Ți se întâmplă să te mai uiți pe YouTube la cursele celor de dinainte, Camelia Potec, Diana Mocanu, Răzvan Flore? Mă mai uit dacă mai apar la recomandate, mă uit de obicei la foarte multe curse, mă pasionează, dar dacă mi-aduc aminte, mai caut. Pe plan internațional urmărești competițiile, sportivii din natație, ești la curent cu ce face unul, ce face altul? Da, în ultimul timp nu am mai vrut să mă concentrez atât de mult pe ce fac alții, pentru că am vrut să fiu strict pe ceea ce fac eu. Dar urmăresc, da, bineînțeles, îi felicit pe unii sportivi pe care îi urmăresc și mă cunosc cu ei și mă felicită și avem așa o relație destul de bună. Vreau să vă întreb vis-a-vis de ce s-a întâmplat în ultimile decenii în natația românească. Vin mai puțini copii sau mai mulți către not în 2023? Cred că a crescut numărul copiilor care se îndreaptă către not. Și cred că oricum este important pentru orice individ să învețe să înoate. Nu trebuie neapărat să ajungă să performeze, dar e vital să știm să înotăm și este important. E important să ai și masă, sport de masă, pentru că, nu știu, dacă vin la prima oară să înoate 100 de copii sau 1000 de copii, îți poți da seama că unii dintre ei au o inclinație către acest sport de foarte devreme? Nu neapărat că vor face pronunță, dacă sunt înclinați către acest sport. Nu știu dacă neapărat de la prima ședință, dar îți poți dai seama dacă un copil este motric, poți să-l vezi dacă plutește, dacă are cât de cât aptitudini pentru not, că vorbim despre not. Și da, este important să ai sport de masă și pentru sănătatea populației. Iar dacă ne referim la baza de selecție, cu siguranță contează să ai un număr cât mai mare de participanți din care să poți să alegi. Și din punctul ăsta de vedere, față de alte țări, nu stăm chiar atât de bine. Alții au o bază de selecție mult mai mare, dar chiar și așa rezultatele natației s-au ridicat în ultimii ani. Da, pe vremea mea mai erau antrenori care veneau prin școli și întrebau că cui îi place handbalul, cui îi place să înoate. Mai există așa ceva și astăzi? Nu știu dacă mai există, dar trebuie să ai și unde... Trebuie să ai și unde să-i bagi. Și da. Unde să-i bagi. Asta că e. Vorbim despre bazine la handbal, poate, nu știu, ai o... E mai simplu, da. O sală într-o școală și poți să-l iei să lucrezi acolo cu el, dar dacă vorbim despre bazine, cu siguranță mai este loc să se construiască multe. Dacă ar veni un copil sau tata unui copil sau mama unui copil să te întrebe de ce să duc puștiu de 5, 6, 7, 8 ani la not și nu l-aș duce la un alt sport, ce îi spune? Păi, cred că au mai venit copii la mine, micuți, să mă întrebe asta și mereu le-am zis că îi va dezvolta foarte frumos. Și așa este, pentru că nu cred că am văzut un notător care nu arată ca un sportiv bun. Îi dezvoltă foarte mult și psihic. Ai un spirit foarte mare, mai ales de competitivitate. Și acum depinde și ce ar vrea să facă ei cu copilul. Dacă o să ducă spre alta performanță sau doar așa pentru a face un sport de menținere. Ai notat și în, cum să spun, în ape cu curenți, în ape cu valuri? Ți s-a întâmplat? Am fost la o competiție de open water, se numește. Uh-huh. Este și la Jocurile Olimpice. Se înoată 5, și 10 și 25 de kilometri în mare, ocean sau lac, depinde. Am notat 5.000 de metri, am ieșit campion național. Mi-a plăcut, sincer. Probabil nu știu încă dacă voi participa anul acesta la Europene de Juniori în Open Water, în Cipru.
Dar mi-a făcut plăcere să not acolo, adică m-am simțit bine. Câte zile i-ați dat cel mai mult pauză de odihnă lui Vlad? Nu pot să zic că mi-amintesc exact. Dar nu foarte mult. Poate 10. 10 zile. Maxim după o competiție, bănesc, nu? Da, nu neapărat după competiție. În general, când revine din competiție, notăm un pic pentru revenirea organismului după efort și eventual poate după ia un pic de vacanță. Dar la sportul nostru evităm vacanțele lungi. O zi pierdută de antrenament înseamnă alte 3 zile de muncă ca să ajungă în locul în care era înainte să ia pauză. Ce rol au avut părinții tăi în ceea ce înseamnă notul? Poate dacă nu te duceau atunci la not, se schimba ceva viața ta? Păi pot spune că totul, pentru că le mulțumesc. Ei m-au împins și uneori și acum că mă împing de la spate. Ei m-au susținut mereu, ei au fost lângă mine și în afară de doamna antrenor, doar ei au fost lângă mine, pot spune. Pentru că, na, până la urmă sunt părinți și vor ce mai bune la tine și vor să ajungi unde poate nu au ajuns ei sau poate unde au visat. Dar mă bucur foarte mult că am avut niște părinți care au știut ce fac cu mine. Și încă știu. Da. Urmează un program special pentru Olimpiadă sau sunt și niște competiții în acest an care a rămas? În afară de campionatul mondial de juniori care se va desfășura în septembrie, pe care îl vom și aborda, ne mai gândim un pic cu acest Open Water care are loc tot în septembrie la finalul lunii. Vom aborda campionatul european de seniori în bazin scurt, ce se va desfășura din nou la noi în țară, la Otopeni. Și încă nu am făcut tot planul pentru anul viitor și pentru sezonul viitor. Trebuie să vedem dacă vom aborda campionatul mondial de seniori de la Abu Dhabi sau campionatul european de seniori. Este posibil. În 2024? Sunt în 2024. Mondialul este în februarie. Europeanul cred că undeva în luna mai. Și având în vedere că el va trebui să susțină și examenul de bacalaureat, trebuie să ne gândim un pic și să facem un plan bun ca să poate să își atingă toate obiectivele pe care le va avea pentru la anul, inclusiv cel școlar. La câte probe vei da, bă? Păi, la 3 probe. Sunt la liceul Emil Racoviță, la Mozaic, la pe sportiv și voi da cel mai probabil geografie, istorie și română. Istorie și română. Da. Deci fără științe exacte, matematică, fizică, da, și alte lucruri. Îți place geografie, istoria? Îmi place geografia foarte mult. Pe chestia mai mult cochetez pe geografie decât pe alte materii, dar trebuie să învăț și celelalte. Și celelalte, da. Și după aceea te gândești, sau poate în anul ăsta, între 2023 și 2024, te gândești și ce vei urma după aia? Cu siguranță anul acesta mă voi gândi pentru ce voi face după. Te visezi și antrenor la un moment dat? Sau n-ai mai vrea? Deocamdată nu știu, nu cred, nu m-aș vedea făcând această meserie. Eu, de acum, nu m-aș vedea, dar cine știe, poate câțiva ani, peste câțiva ani îmi schimb părerea. Dar nu știi ce îți rezervă viitorul. Sunteți optimistă pentru Jocurile Olimpice? N-avem cum să abordăm altfel decât cu optimism. Și vom încerca să dăm maxim din ce se poate scoate la momentul respectiv. Ultima întrebare, Vlad Stancu, te gândești la o medalie sau doar la locul 1? Deocamdată cred că este prea devreme să mă gândesc la o medalie într-un timp atât de scurt. Mai mult mă gândesc la o finală, la Jocurile Olimpice, dar cu siguranță la următoarea ediție în Los Angeles, cu siguranță mă gândesc la o medalie. Deci ăla este un obiectiv, e un obiectiv intermediar ceea ce se întâmplă acum și ulterior mai mult. Bineînțeles, pentru că mereu și... Da, mereu va exista un obiectiv și mai mare. Mulțumesc mult pentru prezența în studio. Aceasta a fost și emisiunea de azi. Vă aștept săptămâna viitoare să vorbim cu alți oameni implicați în fenomen despre șansele sportivilor noștri la Paris 2024. Nu uitați să accesați site-ul nostru prosport.ro, unde aflați ultimile noutăți din sport. Toate cele bune!